Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 61-a ediție Analizor Economice, un proiect comun Idis Viitor și privesc eu tot. Celelalte ediții le puteți urmări fie pe pagina oficială a Idis Viitor, fie pe pagina privesc eu. Săptămâna trecută noi am vorbit despre impactul politicii monetare sau mai exact a ratei de bază aplicate de către BNM, nu întreaga politică monetară, dar ce ține de rata de bază, un element de bază a politicii monetare, asupra economiei, cum a influențat creditarea agenților economici, cum a influențat creditarea persoanelor fizice. Atunci am pomenit un element care am scos în relevanță, un element care mulți poate nu l-au interpretat prea bine, și anume faptul că politica monetară a băncii naționale, chiar dacă este una general aplicată uniform pentru toți, și efectele au fost diferențiate. Asupra populației a avut un impact mult mai tare, populația și-a redus volumul de credite contractate, nu și-a încetinit apetitul față de credit la agenții economice, acest lucru nu s-a făcut văzut. Totuși, unii au înțeles că la noi situația cu agenții economice este una foarte bună. Din acest motiv, aici exact este momentul să spun că orice analiză economică se referă la un subiect clar. Și atunci când vrem să cunoaștem mai bine despre anumite fenomene economice, este bine să analizăm fenomenul în complexitatea lui. Noi, data trecută, am vorbit doar strict impactul politicii monetare asupra agenților economice. Însă, la noi, creditarea agenților economici, per general, este într-o situație destul de neplăcută timp de ani de zile. Din acest motiv, am considerat util ca să fie mai clar fenomenele economici care au loc în țară, plângă politică monetară, care am vorbit data trecută, astăzi ne oprim la o altă temă, și anume, cum stăm noi cu creditarea agenților economici către sectorul bancar? Care este situația, cum noi ne mișcăm și, în general, în ce stare se află economia noastră, deoarece nu aș vrea să exagerez, dar după mine, contractarea creditelor, venirea agenților economice în bănci, de fapt descrie cât de activă este viața economică, și acesta este un indicator destul de puternic. Pentru a înțelege fenomenul în general, cum stăm noi cu creditarea agenților economici, eu utilizez deja de vreo 2 ani de zile, dacă nu greșesc, în spațiu public, un indicator general, și anume creditarea netă agenților economice. Aș vrea să vă uitați la primul grafic și veți constata anumite lucruri foarte striste. Ce înseamnă, în primul rând, creditarea netă? Creditarea netă înseamnă volumul total de credite contractate de către agenții economici, pe de o parte, și pe de altă parte, depozitele pe care agenții economici le țin în bănci. Altfel spus, pe mine mă interesează mediul de afaceri pier total în Republica Moldova. Ia bani de la bănci pentru afacerile lor sau nu iau bani de la bănci? Întotdeauna creditarea netă în Republica Moldova a fost una pozitivă. Să nu uităm că vorbim de cifre absolute, spre exemplu, cum ar fi 18, aproape 19 miliarde de lei raportat la PIB, evident că cifra de 18 miliarde de lei poate fi egală cu cea de 1 miliard de lei din 98. Dar, cert este un lucru, până în anul 2012 noi creditarea netă era pozitivă. Ce înseamnă lucrul acesta? Agenții economici luau cu mult mai mult credite din bănci decât banii pe care țineau în bănci. În anul 2021 noi am avut o situație fără precedent în istoria noastră și îmi permit să spun, să afirm, că cel mai probabil nu se va repeta niciodată în istoria noastră. Eu nu cred că veți mai găsi undeva o astfel de situație unde creditarea netă agenților economici să fie negativă. Anul trecut la noi creditarea netă a fost de minus 700 de milioane de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că agenții economici au ținut mai mulți bani în bănci decât au luat credite. Asta înseamnă că agenții noștri economici, fără a avea anumite perspective investiționale, din cauza situației economice incerte, din cauza nedorinței de a investi, cauze câte doriți pot fi, agenții economici au preferat banii lor să-i ții în bănci decât să-i investească. Noi am avut situația în care, dacă în mod normal populația pune banii la bancă și banii economisiți de populație se duc pentru finanțarea proiectelor economice, noi anul trecut am avut o situație în care agenții economici au sustras banii din investiții, din proiecte economice, i-au pus la bancă și populația a luat credite ca să consume banii. De fapt, în loc banii populației să meargă în investiții, noi banii de investiții au mers la populație spre consum. Așa ceva nu a fost niciodată în istoria noastră și cel mai probabil nu va fi niciodată. În acest an avem o îmbunătățire semnificativă în jumătate de an, mai precis în 7 luni de zile, în ce scuze ce ai scris
în trimestrul 2, de fapt este în 7 luni de zile, date sunt până în luna, într-adevăr, în jumătate de an, volumul de credite contractat de către populația Republicii Moldova, creditarea netă agenților economici, s-a îmbunătățit cu 3,4 miliarde lei. Evident, noi avem mult până la 19 miliarde lei, dar oricum în prezent avem un fenomen pozitiv. Însă, acest fenomen este pozitiv, dar nu chiar pozitiv. Și acum vom explica din ce cauză. Dacă vă aduceți aminte, creditarea netă nu este altceva decât banii pe care agenții economice îi creditează de la bănci, minus depozitele care le ține în bănci. Și la noi, de fapt, s-a îmbunătățit situația privind creditarea netă în baza la doi factori. În primul rând, vă uitați în graficul numărul 2, care acum în spatele dumneavoastră este, la noi s-a redus volumul depozitelor, altfel a spus, agenții economici au retras banii din bancă, și doi, au crescut volumul de credite. Ei, cu retragerea depozitelor agenților economici din bănci, aici eu mă tem să spun că au retras depozitele deoarece au proiecte investiționale. Cel mai probabil s-a întâmplat același fenomen ca și la populații, agenții economici s-au speriat din războiul din stânga Nistru și pur și simplu au retras banii din bănci de frica de ce se va întâmpla acolo în stânga Nistru. Dar în realitate, situația, după cât vedeți, rămâne fiindcă una nu foarte bună. Totuși, vreau să mă întorc înapoi la tot ce înseamnă creditare și aici vreau să mă opresc cum este fenomenul creditării agenților economici și sectorul bancar. Vreau să spun că acum, după 5 ani de zile, după ce a fost jaful bancar, după mine sunt anumite semnale de ameliorare situației, chiar dacă suntem în criză. Chiar dacă avem o situație de politică dură a băncii naționale, totuși noi avem o ameliorare situației și aici aș vrea să mă opresc la câteva elemente. În primul rând, dacă vă uitați foarte atent, în următorul grafic, observați că noi avem o reducere a volumului de credite noi contractate de către populație și agenții economici în sectorul bancar. Însă aici este o parte pozitivă. Dacă vă uitați atent, anul trecut, în mediu, împovărarea cu datorii ale populației și agenților economici creștea cu 892 de milioane de lei în fiecare lună, dintre care dominant era populația cu 550 de milioane de lei credite, datorii mai mult în fiecare lună, iar agenții economici 343 de milioane. În acest an, noi avem o situație inversă, după ce Banca Națională a înăsprit politica monetară, în mediu, volumul de împrumuturi noi sau de împovărare, de creștere a gradului de îndatorare s-a redus comparativ cu anul trecut, am ajuns la 640 milioane de lei pe lună, însă s-a redus din cont populației. Ei se împrumută în prezent, crește datoria lor cu 239 de milioane de lei pe lună în mediu, iar la agenții economici cu 400 de milioane. Dacă observați atent, avem totuși o schimbare a focusului și în prezent agenții economici se împrumută din ce în ce mai mulți de la bănci. Lucrul acesta poate fi văzut și pe, în general, creșterea volumului de credite. Dacă în jumătate de an la noi volumul total de credite a crescut cu 3,6 miliarde de lei, de la 56,4 până la 60,2 miliarde lei, însă, spre deosebire de alți ani, această credit în acest an este dominat de câte credite luate de persoane juridice, care au luat 2,2 miliarde de lei în plus, iar persoane fizice doar 1,4 miliarde de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Cel mai probabil avem o ușoară schimbare situației. Nu vreau acum să fiu foarte optimist, dar dacă ne uităm în următorul grafic, cum este repartizat portofoliul de credit în sistemul nostru bancar, veți observa atent, în anul 2014, până la jaful bancar anulată maximă, agenții economici dețineau 88% din toate creditele din bănci. Populația doar 12%. După această creditare, agenții economici a încetinit, chiar s-a redus foarte puternic, și agenții economici au scăzut limita de jos, a ajuns în 2021, când ei aveau doar 59% sau 60% din credite, populația avea peste 40%. De fapt, tot ce s-a întâmplat în acest an, la noi a scăzut puternic creditarea agenților economici comparativ cu creditarea populației. Acum avem o stabilizare chiar cu o tendință de creștere, de recuperare a creditării din partea agenților economici, s-a întâmplat în aceasta în 2022. Deci, politica fiscală, politica monetară a Băncii Naționale, de fapt, cumva a corectat puțin această problemă. Evident, are și alte efecte. Eu despre aceasta vă vorbesc, populația fuge de la bănci spre sectorul nebancar, dar aceasta este o temă separată, care dumneavoastră o puteți găsi pe pagina mea, unde analizez acest aspect separat. Dar
legat de sectorul bancar, noi avem această situație care, în principiu, în 2022, avem o focusare mai mare pe agenții economici decât pe populație. Însă, noi vorbim de cifre absolute. Ce înseamnă cifra absolută? Asta este banii în nominal. Dar fiecare din noi înțelege că 1 miliard de lei în 2022 nu poate fi comparat cu 1 miliard de lei de acum 5 ani de zile. Leul se depreciază foarte puternic, anul acesta are o depreciere, inflația 34%, vă dați seama că 100 de lei în prezent egal cu 70 de lei, mai puțin de 70 de lei, 65 de lei anul trecut. Din acest motiv, un indicator relevant este care este gradul de îndatorare a agenților economici sau creditele bancare luate de mediul afaceri raportate la PIB. Valoarea maximă a fost atinsă în 2014, când agenții economici aveau contractate credite în volum de 32,5% din PIB. Apoi am scăzut în 2019, am ajuns la nivelul de jos, 12,6%, și uitați-vă că 12,6% ne aruncă tocmai în anul 2001-2002. Noi, jaful bancar, ne-a aruncat pe noi la tot ce înseamnă activitatea de creditare a economiei naționale, cu 15 ani în urmă sau chiar 20 de ani în urmă. Și doar acum noi puțin ne-am recuperat, în 2020 ne-am recuperat, apoi a fost anul 2021, un an care la noi în principiu creditarea a crescut, dar comparativ cu creșterea PIB-ului a fost mai redusă și acum suntem la nivel de mai puțin de 14% din PIB, ceea ce este chiar mai rău decât în 2020. Dacă vă uitați atent la noi în prezent, volumul de credite acordate agențelor economici raportat la produsul intern brut, este aproximativ de 2,5 ori mai puțin decât a fost acum 7 ani de zile înainte de jaful bancar. Ce înseamnă lucrul acesta? Recuperarea noastră din prisma creditării agenților economici raportat la produsul intern brut ne va lua încă cel vreo 10 ani de zile. Dacă vă uitați atent, creșterea este foarte, foarte lentă. Doar dacă se va întâmpla niște fenomene, nu știu, un boom investițional în Republica Moldova, am putea grăbi lucrurile. Unde s-au dus banii? Într-un an de zile, din iunie 2021 până în iunie 2022, volumul de credit în sectorul nostru bancar a crescut cu 10,3 miliarde de lei. Asta într-un an de zile. Vă dau această cifră că acum și-o vom părți pe segmente, că deoarece se întâmplă acum niște fenomene interesante. Dacă vă uitați atent, într-un an de zile, portofoliul de credit a crescut. O treime din bani au mers către credite imobiliare. Cine asta sunt? Populația. Alte 20% au mers către credite de consum. În total avem 50% din bani, i-a luat populația fie pentru imobile, fie pentru consum. Jumătate din tot portofoliul de creștere a fost asigurat de cât populația pentru consum. Pe locul 3 se află comerțul cu 1,5 miliarde lei, care iarăși consum pentru populație. Pe locul 4 se află mediul bancar, financiar nebancar cu 890 de milioane de lei. Ăștia iau bani ca să dai tot la populație, tot pentru consum. Și doar pe locul 5 se află sectorul energetic, care de fapt produce energie electrică tot pentru consumul populației. Și doar pe locul 6 este ramura construcțiilor, care construiește, din păcate, nu infrastructură, dar tot locuințe pentru populație. Primele 6 locuri, sau marea majoritate a creșterii portofoliului de credit în acest an de zile, spun un an că acuși îl împărțăm segmente, a fost determinat fie pentru finanțarea directă a consumului populației, fie pentru finanțarea ramurilor care lucrează pentru consumul populației. De fapt, avem o economie bazată pe consum, producții absolut deloc nu crește și tot portofoliul de credite a crescut exclusiv datorită consumului populației. Dar s-a întâmplat ceva. Să nu uităm că anul trecut noi am pornit cu cea mai mică rată de bază din istoria Republicii Moldova. Rata aceasta micuță care s-a menținut până în luna iunie a avut un efect că în a doua jumătate a anului trecut noi am avut cel mai mare ritm de creștere a datoriilor față de bănci. Deci banii ieftini au adus la cei care s-au împrumutat foarte mult. În acest an, datorită politicii băncii naționale de descurajare a împrumuturilor, noi avem o scădere de două ori aproape a tot ce înseamnă dorința de a se împrumuta la bănci. Din acest motiv am împărțit acest an în două segmente.
Dacă vă aduceți aminte, la noi portofoliul de credite a crescut cu 10,3 miliarde lei. Însă această creștere a fost desproporționată. Două treimi din creștere a fost asigurată anul trecut și o treime din creștere a fost asigurată în jumătate de an. Dacă vă uitați atent pe graficul meu, noi avem jumătate de anul trecut, atunci când noi au fost efectele celor mai ieftini bani din istoria noastră, și jumătate acestui an când avem o creștere bruscă a prețului la bani. Anul trecut, în jumătate de an, portofoliul de credite a crescut cu 6,4 miliarde lei, anul acesta portofoliul de credite a crescut cu 3,8 miliarde lei. Însă, uitați-vă în detalii, detalii sunt foarte importante. În acest an, scăderea are loc exclusiv din contul creditelor pentru populație. Dacă în anul trecut, în jumătate de an, populația a luat 3,7 miliarde lei, a crescut datoria populației față de bănci, în acest an creșterea este de 2,6 ori mai puțin sau de 1,4 miliarde lei doar. În schimb, la agenții economici, situația este aproape neschimbată. Ei anul trecut au crescut datoria lor față de bănci cu 2,8 miliarde lei, în acest an cu 2,4 miliarde lei. Ceea ce vreau să spun este că această politică a băncii naționale, de fapt, a dus la ceea că la noi s-a dezechilibrat în sensul pozitiv al cuvântului. Sistemul era, de fapt, dezechilibrat și acum s-a echilibrat. Dacă la noi, cândva, tradițional, sistemul bancar finanța agenții economici, am avut o situație când câțiva ani de zile mai mult populație, anul trecut la cei mai ieftini bani s-a preferat finanțarea populației, în acest an când banii s-au scumpit, cel mai brusc a scăzut finanțarea populației, dar iarăși reamintesc că această scădere a finanțării populației totuși o să o priviți sub altă prizmă și vă recomand să vă uitați pe pagina mea la o analiză legată cum politica monetară a băncii naționale a fugărit populația de la creditele luate de la bănci la creditele luate de la sectorul nebancar. Asta este o altă temă, deci avem alt efect negativ și asta încă o dată demonstrează că orice analiză economică trebuie privit în ansamblu. Noi vorbim aici despre un aspect, dar întotdeauna orice fenomen economic are niște efecte colaterale care trebuie examinate separat. Uitați-vă, vă aduceți aminte, v-am dat acele 10 domenii care anul trecut ne-au majorat portofoliul de credite. Am ales altele 12 care s-au manifestat cel mai mult ce a crescut în acest an, în jumătatea acestui an. Deci am luat 12, erau în principiu 10, dar două mi s-a părut relevanțe leu, și anume agricultura și administrația publică locală care se află pe locul 11 și 12, deoarece sunt așa acolo două fenomene interesante. În această jumătate de an, la noi mai departe domină procurarea imobililor, dar volumul de credite noi luați, portofoliul de credite s-a majorat cu doar 1 miliard de lei, de două ori mai puțin decât anul trecut. Anul trecut, în jumătate de an, am avut o creștere din 2,1 miliard de lei, acum avem doar 1 miliard de lei. Pe locul 2, vă uitați foarte atent și lucrul acesta, explic un fenomen nou în care noi ne confruntăm, pe locul 2 se află instituțiile financiare nebancare. Ele data trecută erau pe locul 5, acum au urcat pe locul 2. Deci în jumătate de an, companiile nebancare au luat credite în bănci 590 de milioane de lei, comparativ cu 300 de milioane de lei în jumătatea anului trecut. Ce se întâmplă acum? Populația, din cauza că politica monetară a băncii naționale a descurajat împrumuturile din bănci, populația fuge acum de la bănci la sectorul nebancar și sectorul nebancar, de fapt, acum avem o situație de intermediere, sectorul nebancar vine și ia credite de la bănci și le oferă populației cu bani cu mult mai scump. De fapt, primul efect pervers al acestei politici a băncii naționale, un efect nedorit, este faptul că populația acum a căzut pe mâna companiilor nebancare care până la urmă iau bani tot de la bănci. De fapt, noi acum avem un intermediar în plus. Dacă până anul trecut populația lua împrumuturi direct de la bănci, acum el e pe un intermediar care este companie nebancară și de aceea s-a ridicat foarte sus. Este îmbucurător faptul că a crescut foarte puternic portofoliul de credit luat de populație pentru a începe o activitate economică. Se află pe locul 3. De la o descreștere de anul trecut de 58 de milioane de lei, acum avem o creștere de 460 de milioane de lei. În general, credite luate de către populație pentru activități economice este la un nivel scăzut. A fost cândva de 1 miliard de lei, a scăzut până la 1 miliard de lei și acum avem o creștere promițătoare. Populația nu ia doar pentru consum și pentru imobile, dar ia și pentru începerea unei afaceri. Următorul ce a crescut, de fapt, sunt creditele, în ce scuze n-a crescut, a scăzut, sunt creditele pentru comerț, anume anul trecut au scăzut de 3 ori, de la 1,1 miliarde la 314 milioane de lei.
Creditele de consum au scăzut de peste 5 ori. Dacă anul trecut, în jumătate de an, populația și-a majorat datoria prin credit de consum cu 1,5 miliarde, acum doar 314 milioane. De fapt, avem o scădere a creditului de consum și asta a fost politica Băncii Naționale și vedem că efectul este. În construcție avem o creștere. Aici trebuie să spunem, poate am să fac o dată o analiză aparte a finanțării ramurii construcției, dar doar voi spune foarte pe scurt. 15 ani în urmă, practic, toate creditele care îți dădeau în construcție, îți dădeau companiilor de construcție. După acestea, ele au trecut prin proceduri foarte complicate, multe din ele nu aveau capacitatea să-și întoarcă datoriile la bănci, aveau datorii compromise la un nivel foarte ridicat și băncile ezitau să mai lucreze cu companiile de construcție și toată finanțarea ramurii se făcea prin intermediul consumatorului. Altfel spus, banca nu dădea bani la companie de construcție, dădea consumatorului care lua credit și ducea și cumpăra imobil și compania primea bani de la cumpărător direct. Acum vedem o scădere a creditelor date populației pentru construcții, dar ramura are nevoie de bani. Și atunci companiile de construcții, cele care sunt mai viabile, merg la bancă și au credite. Altfel spus, companiile își finanțează proiectele investiționale pe banii contractați de ei la bancă, dar nu pe banii cumpărătorului care vine cu, pentru ca să cumpere un imobil. Și mai departe, nu le voi analiza dumneavoastră, le vedeți, este interesantă agricultura. Este cea mai stabilă ramură care ia stabil credite la nivel de undeva 30 de milioane de lei crește portofoliul lunar și după aceasta avem administrația publică locală care anul trecut s-a îngreunat cu datorii, anul acesta practic nu au nimeni datorii, ce vorbim în mare parte de municipiul Chișinău. Și ultimul grafic care mi se pare foarte interesant și anume, în ce valută se iau creditele? Și aici este o cifră interesantă. Dacă vă uitați atent, din 2016 până în 2022, volumul creditelor în valută a rămas aproape neschimbat. 15,4-15,6 miliarde de lei. Dacă ne uităm la cursul valutar, în general, în prezent, creditele în valută chiar au înregistrat o scădere raportat la cursul valutar. În schimb, avem o creștere de 2,3 ori sau cu 25 de miliarde de lei creditelor în lei. Altfel spus, economia noastră, cel puțin sub aspect de creditare, este o economie care în prezent finanțează din valuta națională. Care este concluzia finală? Este următorul lucru. La noi sistemul nostru economic este unul destul de puternic afectat de crizele care au urmat una după alta. Noi am avut anul trecut o situație fără precedent când creditarea agenților economici, creditarea netă a agenților economici a fost negativă. Ei mai mulți bani au ținut în bancă decât au luat credite. În acest an, politica monetară a Băncii Naționale cumva este una diferențiată, a lovit în creditele consum, nu a lovit în populație. În prezent avem o creștere timidă a creditării agenților economici. Ce-i drept în cea mai mare parte că această creditare ține nu de ramura productivă, nu de industrie, nu de industrie prelucrătoare, ține tot de creditarea agenților economici care creează, să zicem așa, bunuri de consum final, cum ar fi, cum ar fi comerțul, cum ar fi ramura construcțiilor. Totuși, tendința este una foarte clară, avem în prezent o refocusare a sistemului bancar de la creditarea puternic și exclusiv a populației la creditarea mai special a agențiilor economice. Aceasta este concluzia care m-am vrut să o spun. Noi avem încă o situație destul de dificilă și încă o dată, faptul că a scăzut cumva volumul de credite date populației, iarăși nu trebuie să vă dai o concluzie greșită. Acest fenomen trebuie analizat separat și îl puteți găsi pe pagina mea unde eu îl analizez și arăt că de fapt el aparent fiind unul pozitiv și care a țintit obiectivul Băncii Naționale, în realitate are un efect colateral extrem de neplăcut, care trebuie cumva de luptat cu el, deoarece cel mai probabil avem o înrăutățire a condițiilor creditare a populației legată de faptul că ei sunt nevoiți să cumpere bani mai scumpi și prin intermediari. Până atâta pentru astăzi, ne vedem data viitoare când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru noi. Mulțumesc!